n-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ, nici în măreție, nici în fapte și în cuvânt. Îți dăm hosana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce în Iisus ne-a năruit. Îți dăm hosana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce în Iisus ne-a năruit. Orice cine crede și renunță la păcat, va fi respins nici când. Mare bucurie și-o nădejde pe pământ. Îți dăm hosana, Dumnezeule slăvit, pentru mântuirea ce Iisus ne-ai dăruit. Îți dăm hosana, Bisericii, pentru sacrificiu, pentru înțelegere și, cum spuneam, dacă cineva este atins în inimă și vrea să binecuvinteze, n-a putut acum și după masă se poate face lucrul acesta, dar specificați la Memo România. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la 1 Împărați, capitolul 21. Voi citi de la versetele 15 la 29. 1 Împărați, capitolul 1, de la versetul 15 la 29. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Izrael, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Izrael ca să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratului Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui: așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui: așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie: m-ai găsit, vrăjmașule? Și el a răspuns: te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul: voi aduce nenorocire peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este a lui Ahab, fie rob, fie slobodă în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis: câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izraelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, dar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl atâțea la aceasta. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau amoriții,
pe care izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său o voi aduce nenorocirea casei lui. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, istoria aceasta lui Ahab este o istorie interesantă. Ahab a fost un om slab în credință, un om slab înaintea Domnului, un om slab în relațiile de familie. Căsătorit cu Izabela, fiică de împărat din Sidon, fiica lui Etbaal, potrivit un împărat 16:31, Izabela a fost o personalitate puternică care l-a influențat pe acest împărat, pe Ahab, în rău, pe lângă faptul că el era rău. Așa că Ahab a adus în Israel baalismul și cultul Astartei, un cult senzual care l-a determinat pe Israel să comită o sumedine de păcate înaintea Domnului. Cu toate acestea însă, chiar dacă regatul este divizat și Ahab este un împărat care influențează poporul la rău, și în Israel, adică în regatul de nord, Dumnezeu a păstrat o rămășiță, oameni care s-au temut de Dumnezeu, care au slujit pe Dumnezeu, care au făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ridicat chiar profeți din mijlocul lui Israel, a regatului de nord. Ilie, Elisei, Iona, Osea sunt împărați care s-au născut și au crescut și au activat în Israel, în regatul de nord. Dumnezeu a avut de asemenea oameni ca și Nabot din Israel, un om temător de Dumnezeu, un om ascultător de Dumnezeu, un om care respecta cuvântul lui Dumnezeu, în particular legea lui Moise. Era vecin cu Ahab în ce privește proprietatea. Ahab a râvnit la via lui Nabot, la proprietatea lui Nabot. Și măcar că era un împărat rău, n-a vrut să se folosească de autoritatea lui de împărat să-l intimideze pe Ahab, deci la început a procedat bine. A zis: uite, îmi place proprietatea ta, este în vecinătatea proprietății mele, dă-mi o mie și eu îți dau o alta poate mai bună. Sau, dacă ai nevoie de bani, de argint, dă-mi-o pe preț de argint. Ahab este un om de caracter. L-a refuzat pe împărat. De ce? Pentru că Nabot este un om de caracter, l-a refuzat pe împărat, pe Ahab. Pentru ce? Pentru că în cuvântul Domnului, în Numeri 36:5-9, legea lui Dumnezeu stipula să nu se vândă proprietățile în Israel. Adică dacă cineva era dintr-o seminție și altul era dintr-altă seminție, să nu se vândă proprietățile între ele pentru ca semințiile să-și piardă moștenirea în Israel. Și Nabot ținea la lucrul acesta. Faptul că Ahab este refuzat, lucrul acesta l-a pus în depresie. Nu însă și pe Izabela, pe soția lui. De aceea, ea a făcut un complot religios, s-a folosit de puterea religioasă, care întotdeauna face probleme, face ravagii și care întotdeauna are popularitate între oameni. Oamenii sunt mai degrabă religioși decât credincioși. Așa că a inițiat un post fals, o jertfă înaintea lui Dumnezeu, măcar că era idolatră, a pus doi oameni de nimic în fruntea poporului care s-a adunat pentru post și jertfă și acești oameni de nimic, plătiți cu bani, au uneltit minciuni împotriva lui Nabot, care apoi, după cuvântul lui Dumnezeu, bună oară,
a fost omorât cu pietre, împroșcat cu pietre. Și apoi, fapta aceasta a fost comunicată lui Ahab, împăratului. Du-te și ia-ți în stăpânire via lui Nabot, pentru că Nabot a murit. Ahab nu și-a făcut nicio problemă de conștiință. Chiar dacă n-a știut că Nabot a murit, el trebuia să se întrebe, dar cine sunt urmașii legali? Cine trebuie să ia în moștenire după Nabot această proprietate? Dacă tot vorbim de legea lui Dumnezeu. Și faptul că Nabot face aceasta fără de lege, Ahab face aceasta fără de lege, trece cu tăvălugul peste legea lui Dumnezeu, peste oamenii lui Dumnezeu, peste Nabot. Lucrul acesta a dus în final la sfârșitul vieții lui, la sfârșitul domniei lui și a dinastiei lui. De ce? Pentru că în cuvântul Domnului este stipulat următorul lucru. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel 18 cu 20. Apoi, de asemenea, cuvântul Domnului stipulează următorul lucru pentru noi. Cine a fost sfânt și s-a dedat la nelegiuire, fără să se reîntoarcă din păcat și să-și rezolve problemele cu sine, cu semene și cu Domnul, acela va gusta amarul adevărului mâniei divine, care spune că nelegiuirea celui neprihănit va fi uitată și va muri cel neprihănit în nelegiuirea lui. Ezechiel 18 cu 24-26. De aceea, mulți întreabă cum se va întâmpla că în ziua judecății Domnul va spune celor care au zis: n-am predicat noi în ulițele noastre, în sinagogi, în biserici, n-am făcut noi minuni în numele Tău. Dumnezeu le va spune: niciodată nu v-am cunoscut. Acesta este răspunsul. Pentru că neprihănirea celui neprihănit, dacă cade în păcat și nu se întoarce din păcat, este uitată cu desăvârșire de Dumnezeu. După cum păcatul celui rău, dacă se întoarce la pocăință, este uitat cu desăvârșire. Același principiu funcționează. Noi trăim vremuri similare cu cele ale lui Ahab și timpul lui Nabot. Sunt oameni care în societatea contemporană dau din coate, care manipulează, oameni care râvnesc la bunul altuia, la numele altuia, la poziția altuia, la binecuvântările altuia. Și fac tot ce le stă în putere ca să-și atingă scopul. Se folosesc de religie, se folosesc de sistem politic, se folosesc de prieteni, influenți, se folosesc de oameni care pot să manipuleze și care pot să influențeze în rău. Și își ating scopul. Poate că ești aici, în dimineața aceasta, poate ne asculți la internet sau ne vei auzi mai târziu pe televiziune ori CD-uri, mijloace electronice. Îți merge bine, probabil, religios, după ce ai obținut ce ai vrut să obții, dar pe nedrept. Îți merge bine material. Ești lăudat și încurajat. Ai prieteni care te flatează. Familia îți prosperă. Ți-ai omorât de mult conștiința, măcar că tot ce ai obținut sau ai făcut este pe minciună, este pe nedrept, este prin încălcarea legii lui Dumnezeu. Poate ai omorât spiritual pe cei de lângă tine, vrând să atingi și să ajungi ce ai atins. Dragul meu, succesul pe care îl ai, dacă ai făcut o manevră, o mișcare să obții acest succes, ca Izabela și ca Ahab, este un succes aparent. Este temporar. Și de aceea,
În această dimineață aici la Emanuel, în această zi, oriunde vei fi, Duhul Domnului mi-a pus în inimă să vorbesc tuturor celor a căror conștiință este amorțită, este adormită, să se trezească din această stare. După cuvântul Domnului din Efeseni 5:14, trezește-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Este datoria ta și a mea să ne trezim. Pentru că atunci când ne mișcă Dumnezeu să ne trezească, nu va fi cel mai confortabil, cel mai convenabil. Titlul mesajului meu din această dimineață se intitulează Succes aparent. Succes aparent. Și ne vom uita la această istorie a lui Ahab și Nabot, în special a lui Ahab, că Nabot este mort acum. Ne vom uita la trei adevăruri, la trei adevăruri care trebuie să ne vorbească, care trebuie să-ți vorbească atunci când realizarea pe care o ai în viață este o realizare fără de Dumnezeu. Este o realizare în afara legii lui Dumnezeu. Este o împlinire prin a călca legea lui Dumnezeu. Și primul lucru la care ne uităm este euforia de după reușită. Euforia de după reușită. Poate că notează aceste lucruri. Pentru moment ai realizat o familie extraordinară, măcar că n-ai făcut-o în Domnul, cum spune 1 Corinteni 7:39. Te-ai căsătorit cu cine ai vrut, dar din lume. Poate ai un business prosper, chiar dacă ar trebui să te compromiți. Poate te bucuri de apreciere în slujire, chiar dacă în secret ai comis adultere, ai făcut fapte murdare, nu știe nimeni de el. Însă ai succes încă. Poate ai o biserică entuziastă, chiar dacă felul în care ai realizat-o, întemeiat-o, a fost pe neadevăr, pe minciună, pe trântirea la pământ a altora. Poate ai o poziție de autoritate obținută în urma săpării altora. Poate ai note mari la facultate, la examen, fiindcă ai copiat sau te-ai compromis cu profesorii. Ori te-ai realizat material chiar dacă n-ai procedat corect. Și vei zice, dacă îmi merge bine, eu nu cred că este supărat Dumnezeu pe mine. Sau dacă am făcut rău ce am făcut, trebuia să mă avertizeze Dumnezeu. Nu vreau să te ofensez, nu vreau să te jignez, dar frate Balaam și doamnă Balaam, Dumnezeu nu-și schimbă caracterul și sfințenia de dragul meu și de dragul tău. Lui Balaam i-a spus, nu te duce să blastemi. Punct. Dar când a văzut aur mai mult, argint mai mult, poziție mai mare, influență mai multă, ce a zis Balaam? Mă duc să-l întreb din nou pe Domnul. Dumnezeu nu se schimbă peste noapte. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt. Caracterul lui este sfânt. Dacă Dumnezeu a vorbit și a vorbit și ți-a vorbit și în cuvântul său este stipulat cum trebuie să umbli și ce trebuie să faci, dragul meu, aș vrea să înțelegi, să înțelegem că Dumnezeu nu se schimbă de azi pe mâine pentru ca noi să facem ce vrem și cum vrem. Chiar dacă inventăm ceva religios, post și rugăciuni, chiar dacă mergem după tradițiile religioase, sună o sărbătoare, o adunare, Dumnezeu nu rămâne nedrept. Uitați-vă în euforia aceasta de după succes la trei adevăruri. Primul adevăr este acesta. Succesul este aparent. 1 Împărați 21:16. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Israel ca să o ia în stăpânire. Cum am spus, succesul este numai aparent. Numai aparent. Pentru că nu se va specifica în Biblie
Și aceasta trebuie să-ți vorbească ție, mi-a vorbit mie, trebuie să ne vorbească tuturor. Nu se va specifica în Biblie că după ce Ahab a intrat în posesia viei lui Nabot, este via lui Ahab. Este via lui Nabot. Dar dacă nu înțelegi argumentul acesta, am să-ți dau un argument mai puternic. Dacă puteți și sunteți pregătiți acolo, puneți pe ecran Matei 1:6 și să ne uităm la un adevăr care de cele mai multe ori scapă, mai ales că citim pasajele acestea în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În acest pasaj din Matei 1:6, cuvântul Domnului spune în felul următor. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, citiți-mi asta cu voce tare acum. Din cine? Din văduva lui Iure. De ce nu scrie din soția lui David? Batșeba a fost soția lui David. Dar ca să-i ajungă soție, a făcut crimă, a comis adulter și a înșelat. Și lucrul acesta n-a plăcut lui Dumnezeu, de aceea Batșeba va rămânea soția lui Urie, hetitul. Este văduva lui Urie, nu este soția lui David. Și uitați-vă în Scriptură, după linia mesianică, pentru că linia aceasta prin Solomon se stinge la un moment dat. Și Iisus Hristos nu se naște din Solomon. Iisus Hristos se naște din Natan, din linia lui Natan. Batșeba rămâne văduva lui Urie, hetitul. Lucrul pe care tu l-ai realizat prin înșelăciune, poate ca Ahab, sau pe care l-au făcut careva dintre noi, lucrând nedrept, nu este lucrul tău chiar dacă ai mâna pe el acum. Este aceluia de unde l-ai luat pe nedrept. Trebuie să te trezească lucrul acesta. Știți de ce? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu nu poate binecuvânta păcatul și nelegiuirea. Nu. Habacuc 1:13. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea tu privi pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi nedrept, Maleahii 3:6. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Și apoi încă un lucru pentru care știu că întrebați de foarte multe ori. Cum? Eu am făcut totul și tot la cei care fac rău le merge bine. Dumnezeu nu-și batjocorește și nu-și chinuiește copiii numai ca să le meargă bine la cei ce fac răul. Vine vremea fiecăruia. Vine vremea fiecăruia. Succesul tău sau al meu, dacă este pe nedrept, este aparent. Din pricina dreptății, el face dreptate aleșilor și sfinților săi. Luca 18:6-8, Iisus Hristos spune, oare nu va face el dreptate copiilor lui care strigă la el zi și noapte? Dumnezeu nu este un om care să mintă. Numeri 23:19. Succesul este numai aparent. De aceea euforia ta sau a mea este scurtă. Chiar dacă durează poate ani de zile, este scurtă. Al doilea aspect în euforia aceasta de după succes este factorul uitat. Factorul uitat. 1 Împărați 21:17-19. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria. Iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a pogorât să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu oare un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Acum ți-ai împlinit planul, ești euforic, familia te înalță, ambiția și mândria sunt gâdilate, sunt umflate, prietenii te lingușesc, dar nu uita, prietenii care te-au ridicat, aceia te trântezi la pământ. Lucrurile îți merg bine. Însă ai uitat factorul cel mai important în succes. Și dragul meu, cel mai important factor în succes este factorul Dumnezeu. Ahab este bucuros, dar a uitat că cel ce binecuvintează nu este înșelăciunea, cel ce binecuvintează este Domnul. Și ați observat cum a venit Dumnezeu și a zis, du-te și spune acum. Este mare lucru
să ai un lucrător ca Elie, cu îndrăzneala lui Elie și să meargă și să-i spună împăratului, ești un ucigaș, ești un hoț. Dar societatea contemporană trebuie să audă acest adevăr. Prea le mușamalizăm în biserici. Prea vrem să predicăm pe placul oamenilor. Prea mult căutăm corectitudine politică. Prea mult vrem să fim acceptați de toți. Dacă vrei să rămâi al lui Dumnezeu, trebuie să fii ca Dumnezeu. El este drept și tu trebuie să fii drept. El este sfânt și tu trebuie să fii sfânt. El este adevărat și noi trebuie să fim adevărați. Nu uita factorul acesta, este cel mai important. Toate darurile bune și desăvârșite vin de sus, nu vin de la oameni. Vin de la Dumnezeu. Pentru că cei care lucrează pe nedrept ca și Ahab, uitați cum sunt în ochii Domnului, hoți și ucigași, un împărat 21:19, unelte ale diavolului, Ioan 10:10, adică subiecții pedepsei divine, 1 Împărați 21:19. Cum zice Duhul Sfânt prin profetul Ieremia, un pasaj pe care l-am auzit de multe ori și în biserica aceasta, ce grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în țară. Prorocii prorocesc neadevăruri, profeții stăpânesc, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? Când uiți factorul divin care dă viață, care dă binecuvântare, ești expus pieirii ca cei răi, Deuteronom 19:20. Vei fi smuls din bucuria succesului aparent pe care îl afli și îl ai, Proverbe 2:10-17. Vei fi scos din binecuvântările Domnului, Isaia 65:11-14. Te autoamăgești spre distrugere, Ieremia 23:23-24. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, într-o zi vei fi confruntat de Domnul. Și dacă această confruntare cu Domnul aici nu o să-ți placă și o să ai altă influență, dă-mi voie să-ți aduc aminte că vine o zi în care toți vom fi confruntați de Dumnezeu. Și în ziua aceea când te va confrunta Dumnezeu pentru ce ai făcut aceste lucruri, știți ce spune cuvântul Domnului că se întâmplă? Vei amuți. Vei amuți. Factorul divin. Și apoi este, al treia dimensiune este avertizarea Domnului. 1 Împărați 21:18-19. Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, să-i spui, așa vorbește Domnul. Când stai tu singur cu Dumnezeu, atunci când nu lucrezi drept, cum a făcut Ahab, este imposibil conștiința să nu te mustre. Psalmul 32, versetele 1-5. Ce spune David? Am auzit dimineață. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Cuvântul Domnului te lovește în inimă ca un ciocan. Ieremia 23:29. Domnul te mustră o dată, de două, de trei ori. Și dacă tu n-ai înțeles, atunci ia măsuri drastice, Proverbe 29:1. Zdrobit deodată și fără leac. Euforie, dar scurtă și neplăcută. În al doilea rând, neînțelepciunea omului în rău. Neînțelepciunea omului în rău. The self-deceit of man caught up in evil. Răul are putere să orbească, să știți. Și un om care vrea să persiste în rău este prins tocmai în această capcană, să fie neînțelept. În cazul lui Ahab, două lucruri se întâmplă. Primul, este confuzie asupra adevăraților prieteni.
confuzie asupra adevăraților prieteni. Observați ce spune cuvântul Domnului în 1 Împărați 21 cu 20, partea 1. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit, vrăjmașule? Dar Ilie era vrăjmașul lui Ahab? Nu cred. Însă când ești în rău, ești confuz cu privire la adevărații prieteni. Și dă-mi voie să-ți spun câteva aspecte. Păstorul care îți spune să-ți îndrepți căile, dragul meu, nu-i vrăjmașul tău. Părintele care îți spune că nu-i bună compania ta, nici felul în care te îmbraci și nici limbajul pe care îl folosești, nu-i vrăjmașul tău. Soțul care îți spune că temperamentul tău nu onorează familia, nu-i vrăjmașul tău. Soția care îți spune că nu este bine cum vorbești și cum te uiți, mai ales în public, înspre partea feminină, nu-i vrăjmașa ta. Prietenul care îți spune că pornirile și apucăturile tale recente nu onorează viața unui om al lui Dumnezeu, nu-i vrăjmașul tău. Vecinul necredincios care îți spune prea multe țipăte se aud în casa voastră, prea multe strigăte, prea multe certuri și nu vă onorează creștin fiind, nu-s vrăjmașii tăi. Domnul Dumnezeu care te mustră prin cuvânt, printr-o profeție, printr-un vis și îți spune trezește-te, nu-i vrăjmașul tău. Nu-i vrăjmașul tău. Însă un om orbit în păcat nu înțelege cine-s adevărații prieteni. Un prieten adevărat ca Dumnezeu veghează peste tine și peste casa ta. Iov tocmai această plângere o are Iov 29:1-6 când spune cum nu mai sunt ca în vremurile de demult când Dumnezeu veghea ca un prieten peste casa mea și îmi mergea bine. Deci nu-ți căuta prieteni lingușitori care să te învețe la rău, care să te împingă la rău, care să te manipuleze. Nu-ți face prieteni pe cei ce umblă cu bărfel. Ieremia 9:4. Un prieten adevărat iubește și îți spune adevărul. Și îți spune adevărul. Al doilea aspect, a doua confuzie este confuzia asupra adevărului. 1 Împărați 21:20. Te-am găsit pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Ahab probabil că a aflat de la Izabela cum a intrat în posesia viei lui Nabot. Da, am organizat un post, rugăciune, program de legea Domnului. Dar nu acesta este adevărul. Adevărul este mediul divin în care trebuie să umble toți credincioșii. Psalmul 25:5. Adevărul este puterea urâtă de limba mincinoasă și de cei răi. Psalmul 52:1-3. Adevărul este marca fundamentală sau caracteristică a legii lui Dumnezeu. Psalmul 119:142. Adevărul este temelia cuvântului divin. Psalmul 119:160. Adevărul este o persoană, este Iisus Hristos. Ioan 14:6. Adevărul este puterea care te eliberează de minciună și de neadevăr. Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Și de aceea, noi trebuie să privim în acest cuvânt. Trebuie să privim în legea lui Dumnezeu. Să nu fim confuși cu privire la legea lui Dumnezeu care ne cheamă să avem în noi chipul celui care ne-a mântuit, al lui Iisus Hristos. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, judecată și har. Judecată și har. Dumnezeu este bun. Este plin de milă. Este plin de îndurare. A fost bun și cu Ahab. Va fi bun și cu tine și cu mine. Uitați-vă la două aspecte. Prima este o perspectivă ruinantă. 1 Împărați 21:21-23. Iată ce zice Domnul. Voi aduce nenorocirea peste tine. Te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel.
Voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiului Nebat, și casei lui Baieșa, fiului Ahia, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Este o perspectivă ruinantă pentru Ahab. Este o perspectivă ruinantă. Memoria lui va fi nimicită. Domnia lui va fi terminată. Puterea lui va fi ruinată. Casa lui va fi distrusă. Memoria celui rău se stinge. Chiar dacă a rămas în paginile Sfintelor Scripturii, Ahab nu este o memorie binecuvântată. Ahab este o memorie blestemată. Pentru ca tu și cu mine să nu trăim ca el, să nu facem ca el. Și dacă va ajunge în eternitate, și va ajunge, pentru că oricine intră în eternitate după moarte, dar numai în două locuri poți intra, ori în împărăția eternă a lui Dumnezeu, ori în condamnarea eternă a lui Dumnezeu. Și dacă intri în eternitate ca Ahab condamnat, observați că Ahab este mereu asociat cu câini, 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 câini. Dă-mi voie să-ți aduc aminte. În cartea aceasta, în Apocalipsa 22 cu 15, spune: afară sunt câinii. Ce însemnează aceasta în termeni biblici? Câinii în limba lui Dumnezeu sunt ucigașii. Psalmul 22 cu 16, niște câini mă înconjoară, spune. Sunt lacomii, Isaia 56 cu 11. Sunt oameni fără de caracter, Iov 30 cu 1, și sunt aceia care așa un caracter, spunea Iov, de nici printre câinii turmii mele nu i-aș pune. Sunt dezbinătorii de frați, potrivit Filipeni 3 cu 2, și sunt apostații, 2 Petru 2 cu 21 la 22. Cei ce s-au întors din nou la păcat. Sau unde vrei să fie pomenită memoria ta? Eu vreau să mă pomenească Domnul tot timpul. Să vorbească El de mine. Ca de un om care a rămas în adevăr. Chiar dacă poate de multe ori am fost frustrat sau n-am înțeles toate lucrurile și tot aspectul planului divin. Dar pe lângă această perspectivă ruinantă este o perspectivă în har. De aceea am cuvânt de îmbărbătare pentru tine, cuvânt de înviorare pentru tine, cuvânt de mângâiere, cuvânt de trezire, cuvânt de pocăință. 1 Împărați 21, 27 la 29. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie tișbitul astfel: ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Aș vrea să fac o specificare înainte de a comenta versetele acestea. Dumnezeu nu pedepsește copiii din pricina părinților. Când Dumnezeu a spus despre Ahab că nu-l voi pedepsi pe el, ci voi aduce pedeapsa în timpul vieții fiului său, primul a fost Ahazia, a domnit doar 2 ani de zile, Ahazia a murit, n-a avut urmaș, și atunci în locul lui Ahazia a domnit celălalt fiu al lui Ahab, Ioram. Dumnezeu a vorbit în baza precunoașterii lui, nu în baza unui decret, am să inimicesc copiii. Dumnezeu s-a uitat în timp. Și în timp a văzut că și Ahazia și Ioram vor fi la fel de răi ca tatăl lor. Însă Dumnezeu are aici un cuvânt glorios. Când Ahab, în toată idolatria și răutatea lui, a înțeles că Dumnezeu i-a vorbit, ce spune cuvântul Domnului? S-a pocăit. Ne-a ținut, dar s-a pocăit. După obiceiul timpului s-a îmbrăcat cu sac și a presărat cenușe, umbla încet. Și este extraordinară iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Dragul meu, uitați ce se întâmplă atunci când cineva realizează că se află în păcat
că este greșit, că am întors spatele lui Dumnezeu. Dacă mă pocăiesc, dacă te pocăiești, Dumnezeu a vorbit lui Ilie și a spus, l-ai văzut pe Ahab? Mi-e milă de el. Tu te și spune-i, nu aduc nenorocirea despre care am vorbit în timpul vieții lui, ci în timpul fiului lui după el, pentru că, cum am spus, Dumnezeu a vorbit în baza precunoașterii sale. Dar ce spune Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc? Și dacă pocăința e cu adevărat, și harul Domnului rămâne cu tine și cu mine pentru totdeauna. Când te pocăiești, când te întorci din calea ta rea, aduce asupra ta atenția Domnului. 1 Împărați 21:19, ce l-ai văzut pe Ahab? Când sufletul meu, când sufletul tău se întoarce către Domnul și spui, Doamne, am făcut ce este rău împotriva ta, ai reținut atenția Domnului. Ce l-ai văzut pe Lazar? Ai văzut casa lui? L-ai văzut pe... Pune numele tău acolo. Al doilea lucru. Aduce asupra ta mila divină. Nu numai atenția divină, mila divină. 1 Împărați 21:29, partea a doua. N-am să-l pedepsesc. I s-a făcut milă. 3. Aduce asupra ta iertarea Domnului. 1 Împărați 21:29, întregime. 4. Aduce asupra ta bunăvoința lui Dumnezeu. Îl mai las. Îl mai îngădui. Dumnezeu a găsit cu cale să-ți vorbească în dimineața aceasta, să ne vorbească în dimineața aceasta și să ne aducă aminte că într-o societate în care suntem ispitiți să ne realizăm pe nedrept. Într-o societate în care suntem ispitiți să credem că a fi religios este totul. Într-o societate în care, dacă ne amăgim conștiința cu un crez personal că adevărul este relativ, ce e bun pentru mine, e bun pentru mine, ce e bun pentru tine, e bun pentru tine, Dumnezeu nu onorează această societate. Poți să te cheme Ahab, poate să te cheme Obama, poate să te cheme Lazar Gog, poate să te cheme oricum. De dragul nici unuia dintre noi, Dumnezeu nu-și schimbă caracterul, nu-și schimbă sfințenia. De aceea, dacă într-o societate ca aceasta, succesul tău este doar aparent, pentru că ai obținut ceva pe nedrept, te-ai realizat pe nedrept, te-ai satisfăcut pe nedrept, ai călcat în picioare familia, ți-ai călcat în picioare soția, ți-ai călcat în picioare soțul, ai călcat în picioare Biserica lui Hristos, ai călcat în picioare principiile adevărului. Dumnezeu îți spune, euforia ta nu ține mult. Tu ești orbit acum să nu vezi adevărul. Prietenii tăi nu sunt cei ce te încurajează și spune, bine ai făcut. Ci prietenul tău este Dumnezeu care îți spune, trezește-te. Este părintele care te îndreaptă. Este soțul sau soția care îți spune, nu este bine cum ești. Este păstorul care îți deschide mintea să vezi adevărul lui Dumnezeu. Este poate chiar vecinul acela necredincios care îți spune, nu vă onorează ce se aude din casa voastră. Și de aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, te simți mustrat de cuvântul Domnului? Te simți mustrat de acest adevăr? Dumnezeu nu are plăcerea doar să ne facă neconfortabili. Plăcerea lui Dumnezeu este să ne mântuie, să ne izbăvească, să ne scoată din groapa aceea în care am căzut și să vedem că adevăratul succes
este să ai pe Dumnezeu lângă tine. Asaf s-a gândit așa cum gândește lumea. Eu postesc, eu mă rog, eu sunt neîndreptățit, eu sunt călcat în picioare. La ce rost să mai cred în tine, când celui rău îi merge bine? Copiii sunt bine în școlile cele mai mari, business-urile cele mai prospere, toate îi merg bine. Și Asaf spune, așa am gândit, până am intrat în casa ta. Și acolo în casa ta, cuvântul tău mi-a adus aminte care este soarta celor ce se încred în tine și care este soarta celor care dau cu piciorul în tine. Și am realizat un mare adevăr. Dar tu ești totdeauna cu mine. O, glorie Domnului! Nu ești singur, ești cu Dumnezeu. Și ține minte acest adevăr. A avea pe Dumnezeu, a avea pe dătătorul tuturor darurilor, este mai mult decât a avea toate darurile. Când îl ai pe El, ai pace, ai conștiință clară, ești binecuvântat. Și dacă ești în sărăcie, și dacă ești bolnav, când Domnul este lângă tine, când Domnul este lângă mine, am liniște. Pentru că știu, cum zice Apostolul Pavel, în cine m-am încrezut. Acela căruia i-am încredințat viața mea, va avea grijă de ea până la sfârșit. Pentru că atunci când mă voi trezi din somnul morții temporare și îmi voi deschide ochii să-L văd pe Domnul. Să-L văd pe Domnul, cum spunea Iov, și să-mi zâmbească, să-mi fie binevoitor. Eu vreau să-L văd, dar îl văd și astăzi. Îl văd în adevărul Lui, de aceea ți-am vorbit acest cuvânt. Pentru ca tu să te întorci la Domnul și prin pocăința ta să reții atenția Lui Dumnezeu și mila Lui pentru tine și pentru casa ta. Și mă rog Domnului ca aceste cuvinte să fie pentru tine mântuire, să fie pentru tine salvare, să fie pentru tine o nouă părtășie cu Dumnezeu, o nouă umblare cu Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm în picioare. Meditează la aceste cuvinte. Meditează la adevărul lui Dumnezeu. Și meditează mai ales la starea ta în lumina acestui adevăr. Oare nu este astăzi timpul să te întorci la Domnul și să-i spui Lui starea ta așa cum a făcut David? Gemeam atunci, ți-a mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina fără de legea, fățărnicia și vicleșugul meu. Deci orice om e vlavios și dacă te consideri vlavios, pios, să se roage ție la vremea potrivită. Fiindcă suntem în viață, acum este vremea potrivită să ne rugăm Domnului și să punem în mâna Lui viața noastră. Ne rugăm cu toții Domnului. Hallelujah!